Sfârșitul de an aduce o recunoaștere importantă pentru Râmnic. Primarul Mircea Gutău a primit premiul de excelență pentru investiții și regenerarea urbană a spațiilor publice la gala Asociației Municipiilor din România, confirmându-se astfel justeția și eficiența proiectelor din acest domeniu, printre care reabilitarea termică a numeroase blocuri, eficientizarea energetică a unor instituții de învățământ, proiectul de dezvoltare locală în comunități marginalizate Colonia Nuci sau finalizarea Parcului Știrbei Vodă, majoritatea derulate în baza unor finanțări externe. Cea de-a șasea ediție a Galei Asociației Municipiilor din România s-a desfășurat la Opera Națională din București, sub patronajul președintelui României, iar la edițiile precedente, municipiul Râmnicu Vâlcea a mai primit premii de excelență pentru protecția mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor în 2019 și pentru regenerarea urbană a spațiilor publice în 2021.